Salutare și bine ați venit la o nouă poveste! În seara asta vreau să vă citesc o poveste despre prietenie. O poveste de la editura Cartema, care se numește Povestea băiețelului care trăia pe lună. Sunteți pregătiți? Super! Cui nu-i place să aibă prieteni? Cui îi place să se joace singur? Arată-mi, te rog, o astfel de persoană, dacă poți. Nu? Ei bine, aruncă o privire acolo sus. Poate te întrebi, sus, unde? Sus de tot? Printre stele. Acolo sus, pe cer, într-un loc aflat foarte departe de pământ, trăia un băiețel. Lumii, îl striga mama sa, de ce nu ieși să te joci cu celelalte steluțe? Dar acest băiețel Lumii prefera să-și petreacă timpul singur-singurel. Eu sunt mai bun decât ceilalți. Când voi crește mare, voi fi mai strălucitor decât toate stelele de pe aici sau de oriunde altundeva. Mă am pe mine și nu am nevoie de nimeni altcineva. La asta se gândea el când, deodată, a văzut o rază de soare. Ia uitați-o pe raza de soare. Era puternică, rapidă, diferită. Uite, ea e cu adevărat cineva. Așa arată puterea. Ea privește cum aleargă, ce norocoasă e, călătorește, are parte de aventuri. Asta da viață, se gândi el. Și hotărâ să sară pe spatele ei. Alergau atât de repede, de parcă alunecau pe un topogan imens. Dar deodată, hop, au aterizat pe pământ. Hei, rază de soare, așteaptă-mă! Eu nu aștept. Nu am nevoie de nimeni. Exact asta spun eu de obicei. Nu-mi pasă ce spui tu de obicei. Eu nu am nevoie de o luminiță mică și neînsemnată. Cei care strălucesc mai slab decât mine mă plictisesc îngrozitor. Spuse scurt raza de soare, după care o porni din loc. Lumii privi în jur, încercând să-și dea seama unde se află. La școală aveau adesea lecții despre pământ. Știa despre piramide, dar nu le vedea nicăieri prin apropiere. Știa și despre muntele Everest sau despre deșertul Sahara, dar nu păreau să fie pe acolo. Știa despre turnul din Paris sau despre marele ceas din Londra, dar nici pe acestea nu le vedea. Erau însă atât de multe lucruri despre care nu știa nimic. Și cu siguranță nu știa cât de singură se poate simți o luminiță atunci când își privește casa de jos de pe pământ. Oare visezi sau chiar ești o luminiță din cer? Se auzi un glas subțirel. Ia uite-ți cu cine se întâlnește Lumii. Lumii văzut lângă el o luminiță cu aripi. Imediat își aminti sfatul numărul 1 al mamei sale. Nu vorbi cu străinii. Dar apoi își aminti sfatul numărul 2. Fii mereu politicos. Așa că răspunse. Da, chiar sunt. Mă cheamă Lumii. Dar tu cine ești? Mă numesc Mina. Sunt un licurici și mai sunt mulți ca mine. Sunt mulți așa ca tine? O, da, o mulțime, mulți, foarte mulți și toți arătăm la fel. Eu nu am văzut pe nimeni ca tine. Ești primul licuriș pe care l-am întâlnit? Ești specială. Specială? Îmi place asta. Ce dar să-ți ofer în schimb? Nu am nevoie de nimeni și de nimic. Mă am pe mine. Dar arăți un pic cam trist? Sau mi se pare? M-am rătăcit, asta e tot. A, păi asta nu e o problemă. Nu te îngrijora. Urmează-mă. Știi tu unde locuiesc eu? Nu ai spus tu că sunt specială? Ar trebui să știu și eu câte ceva. Și micuța își lua zborul, râzând. Am ajuns! Aceasta nu e casa mea. Știu, dar aici vin oamenii ca să studieze stelele. Și de ce studiază ei stelele? Ei bine, pentru că sunt frumoase. Cine? Stelele! Lumii se uită printr-un ochi imens. Și-și văzut casa, stelele și cerul. Privi și iar privi. Ce frumos arăta totul când priveai de la distanță. Căută și iar căută. Ce mică părea casa lui când o priveai din depărtare. Aici era casa lui. Mamă, vino să mă duci acasă, mamă, șopti el cu tristețe. Mina l-a auzit și se gândi repede ce să facă. Am să te duc la doctor, spuse ea. Și fără să mai pierd o clipă, îl luă pe Lumii și îl duse la doctor. Le-a găsit pe doctor și pe Lumii împreună cu Mina. Ce te doare? Întrebă doctorul. Mi-e dor de mama mea. Dar asta nu e o boală? Știu, dar mama mea e foarte departe. Aș
Așa ceva nu se vindecă. Totuși, doctorul a început să caute prin toate cărțile pe care le avea în bibliotecă, exclamând din când în când: "Oh! Lumi și Mina îl priveau cu ochii mari. "Îmi pare rău," spuse doctorul în cele din urmă, "dar chiar nu te pot ajuta. Tot ce pot face e să-ți dăruiesc batista mea cea nouă." Lumi umplu batista cu lacrimile sale. "Plânsul nu te ajută la nimic," spuse Mina. "Mă simt atât de singur, dar sunt sigură că la tine acasă, acolo sus, ai o mulțime de prieteni." Lumi se simți rușinat să spună adevărul. "Ai dreptate, dar aici, jos, nu am pe nimeni." "Dar atunci, eu ce sunt?" "Tu ești un licurici. Când ai să te plictisești, curând ai să te plictisești și ai să pleci. Și unde să mă duc eu fără tine? Nu ar fi prea distractiv. Gândește-te la dans, la muzică sau la călătorit. Ce rost ar avea să faci aceste lucruri de unul singur? Nu ai vrea să le facem împreună? Nu suntem noi prieteni?" "Suntem," spuse Lumi atât de încet, încât Mina pe-a l-auzi. "Vezi, deci nu ești singur. Prietenii vin în pereche. Trebuie întotdeauna să fie măcar doi." Atunci Lumi zâmbi pentru prima oară. "Cum adică măcar doi? Pentru că odată ce ai un prieten, descoperi cât de minunată este de fapt prietenia. Apoi devine răbdător să ai și mai mulți prieteni. Nu știam că prietenia e contagioasă." "Ei bine, este." "Mina, ești..." "Știu, știu, ai mai spus-o, sunt specială." "Da, ești specială. Și tu." "Și eu ce?" "Și tu ești special." "De ce? Pentru că plâng?" "Nu, pentru că ești prietenul meu." Lumi zâmbi din nou. "Ești prima mea prietenă. Iar tu ești primul meu prieten din cer. Împreună vom găsi drumul spre casa ta." În acea noapte, cei doi au călătorit prin toată lumea. Dar, deși au întrebat peste tot, nimeni nu a știut să le arate drumul spre cer. "Mama mea spune că marea și cerul se întâlnesc la linia orizontului și devin una." "Unde?" întrebă Lumi. Dar Mina a început să țopăie de fericire strigând: "Iubi, știu, am găsit." "Ce?" "Marea e albastră, la fel și cerul. Când cerul e supărat, se umple de nori, iar marea de valuri. Cerul și marea au o legătură aparte. Deci..." "Deci ce?" o întrerupse Lumi. "Ești un băiat deștept, am să spun o întrebare. Ai văzut vreodată cerul plângând, iar marea râzând în același timp?" "Nu, niciodată." Deci, cerul și marea sunt foarte apropiați, ca un frate și o soră, sau ca niște verișori. Acum, prieteni sunt cu siguranță, au același acoperiș, aceeași casă. Dacă urmărești marea, te va conduce sigur acasă, la casa ta frumoasă din cer." Cei doi prieteni se îmbrățișară și înainte să răsară soarele, Lumi sări în apă. "Prietenii vin în pereche, trebuie întotdeauna să fie măcar doi," strigă el către licurici, chiar înainte de a ajunge la linia orizontului, acolo unde marea și cerul se întâlnesc. Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea mea despre prietenie. Nu uitați, prietenia este contagioasă, iar prietenii vin întotdeauna, trebuie să fie măcar doi, da? Fiind în pereche. Vă pup să aveți o seară minunată!